Sezonul de viteză în coastă și-a desemnat campionul național la categoria 1, cea a mașinilor nemodificate. Mihai Leu a încheiat pe locul secund etapa de la Câmpul lung Muscel și nu mai poate fi depășit în ultima rundă a sezonului. Pe un Ferrari 458 Challenge, Leu a fost învins de Alex Pițicoi pe traseu, dar punctele pentru locul secundei sunt suficiente pentru a încheia lupta la titlu. Mult mai echilibrată e situația la categoria a doua. Acolo Alex Mira a câștigat etapa de la Câmpul Lung în fața rivalului Silviu Dumitrescu, în timp ce podiumul a fost completat de Octavian Ciovică. Titlul se va decide luna viitoare la Poiana Brașov, cel mai probabil între Mira și Dumitrescu, despărțiți de doar trei puncte în clasamentul general. Etapa de la Câmpul Lung Muscel a fost oprită câteva minute după un accident spectaculos. Costin Popescu și-a făcut mașina praf. A ieșit în decor la 160 de km pe oră. Din fericire, pilotul nu s-a ales decât cu o sperietură.